Evanghelia după Marcu, de obicei atât de dinamică și intensă, ne oferă azi puțin odihnă. Este, de fapt, calmul dinaintea furtunii. Ultima zi ceva mai liniștită dinainte de Golgota. Ceva mai liniștită nu înseamnă însă plicticoasă, pentru că în ultimii ani, Iisus și liderii religioși erau angajați într-o confruntare de uzură marcată de ura establishmentului față de curajul, înțelepciunea și fermitatea învățătorului din Galileea. Iată-l acum pe Iisus marcând un crescendo, prin cea mai transparentă și puternică parabolă, pilda vierilor, de la începutul capitolului 12. Prin intermediul acestei pilde, Iisus dezvăluie complotul conducătorilor menit să-l lichideze. El practic le impută și încarcă de vinovăția crimei înainte de a fi înfăptuită și le prezice și judecata de care vor avea parte. Este foarte adevărat că oficialitățile religioase ale vremii l-ar fi capturat și executat fără ezitare pe Domnul, dar se temeau de reacția poporului care îl iubea. Și chiar dacă pe moment au înghițit în sec, demascați, preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii, n-au rămas fără replică în această confruntare, ci prin farisei și irodieni îl vor chestiona pe Iisus, întâi în ce privește taxele datorate cezarului. Dar din nou Domnul întoarce cu măiestrie viclenia lor înspre ei și îi face responsabili. Apoi urmează manevra saducheilor, dar Domnul le dă pe față cu ușurință ignoranța biblică și lipsa de evlavie și de relație cu Dumnezeu. Pur și simplu, dușmanii lui nu-l puteau prinde în capcană. De fiecare dată, calm, înțelept, Iisus îi lăsa fără replică. Apoi, un anume cărturar, e greu de spus dacă în înțelegere cu ceilalți sau din pură curiozitate, i-a cerut Domnului lămuriri cu privire la cea mai importantă poruncă din lege. Iisus i-a răspuns și timp din Marcu 12, de la versetul 29, cea dintâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi, iar a doua este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Am încheiat citatul. Apoi, în templu fiind, Mântuitorul demonstrează ascultătorilor săi că era fiul lui David și mai mare decât David. Și nu scapă ocazia să înfiereze fariseismul și fățărnicia liderilor religioși care una ziceau și alta făceau. Iar ce făceau nu era din convingere sau ca să-L onoreze pe Dumnezeu, ci de ochii oamenilor. Spre deosebire de o văduvă săracă pe care Domnul le-o dă exemplu de corectitudine și credință, pentru că ea se închinase Domnului cu tot ce avea, nepăstrând nimic pentru sine. Iisus apreciază la superlativ dărnicia ei, pentru că ea nu dăduse din prisos, ci dăruise fără să se îngrijoreze ce va face mâine. Din templu Iisus se mută apoi, cu tot cu învățătură și conversație, pe un deal din afara cetății, având Ierusalimul sub ochi. Aici Domnul își va învăța ucenicii despre evenimentele viitoare care vor marca sfârșitul vremurilor. El le va descrie atât a doua sa venire, cât și puterea lui Dumnezeu la lucru în perioada necazului celui mare.